Situația nu este una tocmai roz în ceea ce privește școlile doljene. 115 unități de învățământ nu dețin un aviz de la Direcția de Sănătate Publică Dolj. Nici Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia nu a eliberat autorizație de securitate la incendiu pentru 55 de școli. În perioada de dinaintea începerii anului școlar, ca în perioada de dinaintea începerii fiecărui an școlar, colegii mei, alături de reprezentanții prefecturii și ai unităților administrativ-teritoriale, au efectuat inspecții tematice în unitățile de învățământ de stași particulare din județul Dolj, să vadă stadiul în care acestea sunt înainte de începerea anului școlar, dacă primim, așa cum se cuvine, elevii, copiii noștri în prima zi de școală. Din cele 549 de unități de învățământ, 115, nu, poate că mă întrebați dumneavoastră, da? Nu au autorizație sanitară de funcționare, datorită faptului că probabil în foarte multe structuri, nu în unitățile cu personalitate juridică, ci în structuri, nu există peste tot apă potabilă sau există toalete în curte. Ne dorim ca acest număr să fie din ce în ce mai mic, de la an la an. Ne-am asigurat cu toții că unitățile sunt pregătite. Ce pot să vă spun și ce pot să punctez pentru municipiul Craiova, sâmbătă și duminică, atât directorii unităților de învățământ, cât și directorii ajunți și cei care se ocupă de amenajarea spațiului școlar, alături de colegii mei din dreapta și din stânga mea, am fost prezenți în toate unitățile din municipiul Craiova și ne-am asigurat, alături de reprezentanții primăriei, că toate unitățile, fie că vorbesc aici de cele de nivel preșcolar, de nivel liceal, sunt pregătite așa cum se cuvine în prima zi de școală. Este vorba de 55 de clădiri ale instituțiilor de învățământ care nu au autorizație de securitate la incendiu și ar trebui să o dețină. Motivele sunt diverse, nu le-aș putea spune pe din afară. Din câte știu, această situație a fost centralizată în luna iulie. Pentru a remedia cât mai rapid toate aceste probleme, vineri, pe 14 septembrie, va fi organizată o ședință cu toți directorii unităților de învățământ la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la care vor lua parte și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia.